Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Mă aflu în livadă de prun, soiul este Stanley, dar astăzi nu vom vorbi despre soiuri, ci vom vorbi despre pruni. Anul 2022 ne-a pregătit careva surprize, din păcate în destul de multe livezi, anul acesta, prunul nu a rodit. Chiar și soiul Stanley, care pare ar fi paradoxal să nu fructifice, fiindcă Stanley e după cum știm, este mereu mereu fructifică, niciodată nu au fost probleme cu el, dar uite că în acest an sunt livezi unde chiar și 100 de% din pomi nu au flori, nu au fructificat. În unele vezi, jumătate din pomi nu au fructificat, în unele vezi câțiva pomi nu au fructificat. Adică nu au nu au flori. Care este problema? și de ce a apărut această problemă în levezi. În primul rând, problema este periodicitatea. Toți cunosc despre periodicitate la CAIS și mai puțini au auzit despre periodicitatea la prun. Dar este, într-adevăr, este un lucru foarte rar întâlnit, dar el există. În anul 2022, adică în acest an, această periodicitate a apărut din cauza mai multor factori. În primul rând, cauza acestui, acestei periodicități este seceta din anul 2020. În anul 2020, în vara anului 2020, a fost o secetă mare, pomii au fost foarte mult stresați. Au, fost, au avut puțină umiditate, pomii se simțau într-un stres, și deci în 2021 ei au fructificat foarte mult. Fiindcă dacă nu cunoașteți, trebuie să cunoașteți că după orice stres, pomul fructifică foarte intensiv. Așa este genetic la el, la orice pom, la orice plantă. Este că în caz de un stres, pomul simte un disconfort, lui pare că poate de pe azi pe mâini să, să piară, să se usuce și de aceea el trebuie să, să lese cât mai mulți urmași. Deci urmașii sunt fructele, adică sâmburile din aceste fructe. Și deci pomul tinde să fructifice foarte mult, prin asta el se istovește extraordinar de, de, mult. Deci după secetă pomul a fost istovit, a fost într-un stres, adică a, în anul 2021 ei au fructificat foarte mult, întrebați pe oricine, anul trecut, în 2021, toți au avut recolte la prune și unii au avut foarte bogate recolte. Deci prunul a, a fructificat foarte mult, a, deci stresul încă mai era, adică din, a, din cauza secetii din 2020, a fructificat foarte mult, s-a estovit foarte mult, și deci în anul 2022, adică în acest an, în următorul an, el nu a depus roadă. Acum și vom vedea mai din aproape cum arată acest lucru, dar până atunci haideți să învățăm cum să evităm această periodicitate, fiindcă dacă pomul a intrat în periodicitate, este foarte complicat să-l scoatem din ea. Adică el deja mereu va fructifica peste un an, adică într un an va da o roadă bună, foarte bună, iar într un an nimic, iarăși și foarte bună și iarăși nimic. Aceasta se numește periodicitate. Este foarte des întâlnită la cais, mai rar la prun, dar Chiar și în această livadă, acum vom vedea, sunt pomi unde nu avem practic nicio floare, sunt pomi unde e foarte puține, sunt pomi unde e mai multe. Deci acest lucru nu, se întâmplă spre exemplu în această livadă. În anul trecut, în anul 2021, a fost grindină și foarte multă prună a fost dată jos din pom. Adică sub loviturile grindinii a fost aruncată pruna jos. Și deci în pomii unde a fost aruncată mai multă prună jos sau care au avut mai, puțină, mai puține fructe, Acolo mai avem în acest an ceva flori. Iar în cazul prunilor, unde, pomilor, unde a, a rămas a, mai multe fructe în pom, acolo practic nimic nu avem flori. Deci, cum să evităm de această periodicitate? În primul și în primul rând, în caz de secetă, trebuie irigat pomul, udat pomul, numai decât neapărat, fiindcă el a, este foarte mult stresat. El a, are un pic de umiditate ca să nu se usuce, ca să poată supraviețui, dar nu este de ajuns ca să se dezvolte bine. Trebuie udat neapărat în timp de secetă. Al doilea lucru care trebuie să-l facem pentru a evita această periodicitate este rărirea fructelor. Dacă am văzut că pomul fructifică foarte bine, ramurile sunt încarcate că se lasă la pământ, nu trebuie lăsat, nu trebuie de bucurat că uite în acest an o să am 50-60 de tone la hectar, o să fiu călare pe cal cu buzunare plin de bani. Nu ne bucurăm de acest lucru, fiindcă anul acesta veți câștiga, iar în viitorul an veți pierde. De aceea trebuie făcut rărire, ori manuală, ori mecanică, ori chimică, deja rămâne la discreția voastră. Cel mai simplu este de a tăia uh, ramurile care sunt prea încărcate cu rod. Pentru exemplu, doar spre exemplu, deci această ramură ar fi încărcată foarte mult cu rod, deci noi o retizăm în jumătate. Adică dacă aici am avut, spre exemplu, 3 kg de fructe pe o ramură, am retizat în jumătate și am lăsat doar 1 kg și jumătate. Acest lucru se face în cazuri când sunt supra-încărcați pomii. Se taie ramurile chiar cu fructele pe ele, adică nu așteptăm fructele să se coacă. După polinizare, când vedem că se dezvoltă fructele și vedem că este prea-încărcat, spre exemplu în luna mai, în începutul lunii iunie, deja putem face aceste lucrări de rărit, de dat jos fructele care sunt în surplus, în exces, fiindcă acest lucru va duce la periodicitate. Deci, și încă un lucru care trebuie să-l facem este să curățim în fiecare an pomii. Nici de cum nu trebuie lăsat curățarea peste un an. Mulți am văzut care practică acest lucru, anul acesta au curățat livada, anul viitor au zis că parcă n-am multă creștere, pot să o las pe anul viitor și deci peste un an iarăși curăță livada și iarăși parcă le pare că nu a crescut tare mult pomul și tot așa. Adică singuri induc în periodicitate pomul, peste un an curățare. Pomul se curăță în fiecare an. Chiar dacă anul trecut ați făcut o tăiere foarte bună și anul acesta practic nu aveți ceva mari creșteri, oricum treceți cu ochii, vedeți, poate ceva s-a scăpat de anul trecut, trebuie retezat. Poate o ramură a crescut prea lacumă, trebuie retezat. Poate undeva avem prea multe ramuri mixte care vor fructifica mult și trebuie un pic rărite, un pic eliminate. Curățarea se face în fiecare an, fiindcă iarăși riscăm să băgăm pomul în periodicitate, ceea ce este foarte neplăcut. Cum să scoatem pomul din periodicitate? Dacă să-l băgăm în periodicitate este foarte ușor, atunci să-l scoatem din periodicitate este foarte complicat. Acest lucru se face treptat, nu se face într-un an, doi, dar este real. În primul și în primul rând trebuie să îi dăm, să îi oferim hrană destulă fiecărui pom ca el să iasă din acel stres, să înceapă depunerea fructificării, să înceapă dezvoltarea ramurilor mixte care vor fructifica. În fiecare an este important această fertilizare, hrană la pom, dar iarăși în doze raționale, adică nu exagerăm și nici nu ne zgârcim. În al doilea rând este irigarea. Iar dacă nu aveți posibilitatea de a instala un sistem de irigare, se face acest lucru ori cu găleata, ori cu butoiul sau cisterna tractată de tractor, se udă, se irigă. Chiar dacă este, pare că iese destul umiditate în sol, dar oricum credeți-mă că nu este suficient și ar trebui să irigăm. În fiecare an ieri tăieri de fructificare, nu de regenerare sau nu știu mai ce, de fructificare, tăieri de fructificare în fiecare an. Și treptat, treptat, repetând în fiecare an aceste lucrări, noi putem scoate pomul din periodicitate. Deci cam asta a fost despre această periodicitate. Sper să nu aveți aceste probleme la dumneavoastră în levezi. Dar, în caz că ele totuși sunt, sper că au fost utile aceste informații pentru a depista această periodicitate și pentru a opri această periodicitate la prun.